Bună dimineața, copii, sau bună ziua, vă spune Rățuș Cariri. Vă mai amintiți de ea, așa-i? Ia uitați-vă la ea câtă voioșie pe față. Rățuș Cariri ne-a învățat ieri două lucruri foarte importante. Ne-a învățat litera R mic de tipar și litera R mare de tipar. Da? Rățuș Cariri. Bun. Astăzi vom trece mai departe, vom lucra împreună cu Riri și pentru început vreau să vă aduceți aminte că săptămâna trecută v-am rugat să vă faceți câte un foaie de hârtie cu fiecare literă învățată, da? Ne aducem aminte, am învățat litera A, litera M, litera I, litera U și astăzi o să vă rog să vă mai faceți încă o foiecică de hârtie pe care să scrieți litera R. Și aș vrea să ne jucăm astăzi mai întâi jocul silabelor, da? Și pentru că litera R este nouă, o să începem cu ea mai întâi. O să luăm pe R, da? Și o să punem lângă el o literă. Hai să vedem. Dacă am luat R și A, R, A, formează împreună silaba RA. RA. De la Radu. Sau de la Raluca, sau de la rachetă, da? Iar dacă îl pun pe A înainte, ce am? Acum am A și R, da? Ar, ar, da? Tata ar cu tractorul în grădină, da? Ar, ar, da? Bun, hai să punem lângă R o altă literă. Hai să-l punem pe I, de exemplu, și avem silaba RI, RI, de la RIRI, da? RI, RI, R-I se citește RI, RI. Bun, iar dacă-l pun în față, am IR, IR, IR. Irrelevant, un cuvânt mai greu pentru voi, dar doar l-am pus în față să-l vedeți. Bun, hai să punem U. U. Ia uitați-vă. Ur, urcă, urmează, ur. U și R se citește ur. Iar dacă îl pun pe U la urmă, am R și U. Rupe, rude, da? Ru, 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 da? Bun, și vreau să vă mai arăt ceva. Dacă îl pun pe mână aici, oare pot forma o silabă? Mr, mr, merge, nu merge. Dar dacă îl pun dincolo, rm, rm, nu merge. Atenție, sunt anumite litere, o să învățăm cum se numesc, nu acum, mai încolo, nu le învățăm pe toată dată. E prea greu. Vă spun așa, un mic secret, aceste litere se numesc consoane, dar atenție, sunt litere care atunci când le punem una lângă o altă, nu pot să formeze singure o silabă. O silabă nu putem spune rm, rm, rm sau mr, mr, dar dacă pun, ia uitați-vă, fiți atenți, dacă pun un A aici, am R, A, M, ram, ram. Și dacă aș mai pune un A, aș avea rama, da? Ram, da? Bun. Și acum, după ce vă veți juca jocul silabelor, o să vă rog să exersați voi mai mult acasă, o să deschidem caietul de exerciții grafice la pagina 16. Avem trei exerciții foarte, foarte frumoase. Mai întâi, avem aici un cerc mare cu multe litere în el. Avem literele învățate și litere neînvățate, însă voi va trebui să colorați cu galben litera R mare, acolo unde o întâlniți, și cu mov sau violet litera R mic. Ne aducem aminte cum arată cele două litere și le căutăm în tot acest cerc. Da? Atenție că avem și două litere uriașe acolo și pe acelea trebuie să le colorăm. Da? Bun.
un exercițiu frumos și simplu. Apoi, aveți un exercițiu foarte, foarte frumos. Avem aici o ramă, da? O ramă făcută din frunze. Însă, voi va trebui să descoperiți care sunt literele care alcătuiesc acest cuvânt, rama. Hai să vedem. R, primul sunet și prima literă este R. Da? Veți colora litera R, apoi litera A, Ra, apoi Ra, M, da? Litera M și, nu în ultimul rând, încă o dată litera A. Iar în mijloc aici va trebui să desenați ceva care să reprezinte toamna. Fie desenați voi o frunză uscată, fie desenați un copac gol, fără frunze sau orice altceva. Iar ultimul exercițiu îl facem încă o dată pe rămare, dar mai întâi pe frunze, da? Vom decora frunzele cu litera R, da? Iar apoi veți avea trei rânduri de litera R mare. Foarte simplu, începem de sus în jos, facem burtica și piciorușul, da? Avem timp suficient să lucrăm și o să vă rog la urmă să vă puneți o steluță sau o bulinuță pe care R l-ați desenat, l-ați scris cel mai frumos. Spor la treabă vă doresc!